Salutare, dragii mei, și bun găsit la un nou horoscop. De această dată vom discuta despre previziunile astrale aferente lunii septembrie. Înainte de a începe, vreau să vă rog să vă abonați canalului meu în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Pentru cei dintre voi care sunteți activi pe acest canal, am să vă invit să treceți peste partea aceasta. Aveți timpii în descrierea videoului și puteți da cursorul la porțiunea din video care vă interesează, însă pentru cei dintre voi care sunteți noi pe acest canal, vreau să vă spun că mă găsiți pe paginile de Facebook și Instagram cu Terapie prin Astrologie, dar și pe site-ul meu www.terapieprinastrologie.ro. De asemenea, vreau să vă invit să vizitați secțiunea magazin a site-ului meu, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi. Și toate acestea vă vor ajuta, vă vor călăuzi să vă cunoașteți mai bine, vă vor aduce răspunsurile de care aveți nevoie. Așadar, dacă aveți nevoie de detalii suplimentare, fie îmi puteți lăsa un mesaj pe una dintre paginile rețelelor de socializare, fie îmi puteți scrie pe contact@terapieprinastrologie.ro. Vă mulțumesc tuturor celor cărora îmi lăsați comentarii și gânduri foarte, foarte frumoase și vă mulțumesc încă o dată că îmi sunteți alături. Dragilor, rămâneți-mi aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii septembrie parcursul. Vă pup! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Berbec! Bine ați revenit la un nou video, de această dată aferent horoscopului lunii septembrie. Dragilor, acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în harta natală. Dragii mei, așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Așadar, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii septembrie parcursul. Pentru voi, începutul de lună este unul cu încărcătură emoțională, asta pentru că în intervalul 2-3 septembrie luna vă va tranzita semnul zodiacal, iar acest lucru vă va pune în contact mai profund cu sfera emoțională, cu sentimentele voastre, cu raportarea pe care o aveți din punct de vedere emoțional la relațiile amoroase din care faceți parte. Este un început de lună destul de intens, pentru că luna va forma un aspect de opoziție cu Mercur retrograd din zodia Fecioară. Asta înseamnă că modul în care veți dori să vă exprimați Mercur, da? Și ceea ce simțiți în interiorul vostru intră într-o zonă de conflict. Așadar, este important ca pe început de lună să încercați pe cât posibil să vă relaxați și să tratați orice fel de situație cu potențial tensionat cu calm. Adică, dacă ceva legat de partenerul vostru de cuplu vă nemulțumește, este important să analizați cu atenție emoțiile voastre înainte de a le comunica, să nu acționați impulsiv. De asemenea, Mercur retrograd în Fecioară vă va influența modul în care comunicați inclusiv la locul de muncă, cu colegii, cu superiorii voștri, cu subalternii acolo unde este cazul. Important este să încercați să rămâneți pe cât posibil concentrați, să vă păstrați prezența de spirit, să vă păstrați partea aceasta de maturitate. Iar în cazul în care poate apărea un conflict, să încercați pe cât posibil să fiți persoana matură din cameră, dacă pot să spun așa. Acest început de lună vă aduce la suprafață anumite trăiri sau anumite experiențe care în trecut v-au supărat,
peste care ați crezut că ați trecut, însă acum pe început de lună septembrie ele vă pot răscoli, ele pot reieși la suprafață, vă pot deranja, vă pot crea un anumit disconfort. De aceea încercați pe cât posibil să comunicați, dar faceți-o într-un mod faceți într-un mod detaliat, încercați să faceți acest exercițiu de a comunica calm, da? Un lucru destul de nespecific vouă, cumva, dar încercați să faceți sub formă de exercițiu acest lucru și să stați față în față cu partenerul, bineînțeles, acolo unde este cazul, și să îi comunicați în detaliu fiecare trăire pe care o aveți, raportată eventual la acea experiență care pe voi cumva v-a marcat. Dacă nu este vorba despre o experiență marcantă și pur și simplu sunt adunate fel de fel de emoții nerezolvate, încercați să le descrieți în detaliu, astfel încât și cel de lângă voi să poată înțelege ce se petrece în interiorul vostru și prin intermediul acestui tip de comunicare să găsiți împreună soluțiile potrivite pentru a remedia posibila situație tensionată dintre voi. Mai mult decât atât, după cum bine știți, pe final de lună iulie, după mijlocul lunii iulie, nodul nord, parte din axa nodurilor lunare, s-a mutat în semnul vostru zodiacal. El vă îndeamnă în următoarea perioadă de an, în următorul an jumătate, să vă concentrați pe scopul vostru în viață, pe menirea voastră, să aflați de ce sunteți aici, ce aveți de făcut, cum puteți face mai bine poate ceea ce faceți deja, în cazul în care v-ați descoperit vocația, poate să aflați cum o puteți fructifica mai bine, cum o puteți împărtăși cu cei din jurul vostru, cum puteți exploata la maximum calitățile cu care ați venit în această existență. Dar nu uitați că tot în perioada următoare, Chiron, care se află în semnul vostru zodiacal, este și el în mers aparent retrograd. Asta înseamnă că rana și nevoia aceasta de maturizare, în cazul vostru, de obținerea înțelepciunii, de a intra în contact cu vindecarea, devine și mai intensă. Așa că încercați să vă concentrați mai mult pe nevoile sufletului vostru, să înțelegeți mai bine ce aveți de schimbat în viața voastră de zi cu zi, în cotidianul vostru, pentru a vă readuce, de fapt, pasiunea, pentru a vă readuce plăcerea de a trăi, pentru a vă recăpăta vitalitatea, energia specifică zodiei voastre. Este posibil ca în ultima perioadă să vă fi simțit ceva mai scurși de energie, ceva mai apatici chiar, da? E bine, cu toate tranzitele ce au avut loc pe durata verii, care ne-au cam dat peste cap, este firesc să se întâmple acest lucru. Dar această perioadă, luna septembrie, vine așa ca un fel de restart și pentru voi și vă ajută să vă redați o direcție pentru următoarele luni de zile. Așa că încercați să fiți sinceri cu voi și să aflați ce anume vă deranjează foarte tare în viața voastră de zi cu zi. Fie că este vorba de o relație, fie că este vorba de un serviciu cu care nu mai rezonați sau cu o activitate profesională cu care poate nu mai rezonați. Fie că este vorba de anumiți prieteni, anumite cunoștințe din jurul vostru, de anumite obiceiuri zilnice care vă storg de energie. Deci încercați puțin să vă faceți așa o autoanaliză și să vedeți ce ar fi benefic pentru voi să remediați în perioada următoare. Mijlocul lunii pentru voi își mută atenția integral pe partea de relații amoroase și pe relația cu copiii, acolo unde este cazul, bineînțeles. Este un moment benefic mijlocul lunii septembrie de a vedea cu o mai mare claritate ce anume aveți de îmbunătățit în relația din care faceți parte, dacă aceasta există. Sau ce anume puteți îmbunătăți din punct de vedere al relaționării cu copiii voștri. Poate că trebuie să petreceți mai mult timp cu aceștia, poate că trebuie să
comunicați mai mult cu ei. Poate că au nevoie să fie ascultați sau au nevoie să fie ajutați în anumite domenii din viața lor. Important este să vă creați o disponibilitate ceva mai mare pentru aceștia, astfel încât să renodați relațiile, să le sudați. Este un moment bun în care să aflați ce vă doare și pe voi, dar ce anume doare și pe cei mici sau pe copiii voștri, că poate sunt adulți. Ce anume s-a produs la nivel de relație între voi și copiii voștri. Poate că e nevoie să vindecați ceva acolo și o puteți face împreună cu aceștia, bineînțeles să ajungem tot la ideea de comunicare. Deci este important să aflați ce anume îi supără și pe aceștia și să încercați pe cât posibil să stați de vorbă și să ajungeți la un numitor comun. Acolo unde nu există o relație amoroasă, acolo unde nu există copii, pentru persoanele care sunt celibatare, este un moment bun în care să reflectați asupra motivului pentru care vă aflați în această situație și să vedeți ce anume aveți de vindecat în interiorul vostru, astfel încât să puteți primi pe cineva în viața voastră. Poate că a venit momentul să renunțați la relații frivole, la ideea aceasta de a trata lucrurile cu superficialitate în zona relațiilor amoroase, astfel încât ușor, ușor să vă puteți crea și voi o stabilitate în acest segment din viața voastră. Deci doar de voi depinde cum alegeți să vă raportați la perioada următoare și ce alegeți să învățați și să aliniați astfel încât să fiți bine cu voi înșivă. Pe final de lună este foarte interesant că veți avea parte tot de o interacțiune cu luna, pentru că în intervalul 30 septembrie 1 octombrie luna vă va retransita semnul zodiacal și de această dată în semnul vostru va avea loc apogeul, faza de lună plină. Prin urmare, finalul de lună va fi și mai intens din punct de vedere emoțional, pentru că așa cum v-am mai tot povestit și în videourile aferente fazelor de lună plină, acest moment reprezintă un moment de eliberare, un moment prielnic de vindecare, de conștientizare. Este un moment de prea plin, da? Adică luna plină, pe fază de lună plină, putem avea diverse stări ceva mai neplăcute, insomnii, irascibilitate, nervozitate, o sensibilitate crescută, poate ne vine mai mult să plângem, da? Ne simțim neînțeleși și așa mai departe. Ei bine, finalul de lună pentru voi cam așa va fi intens și se va duce între zona relațiilor amoroase, în sfera aceasta a relației pe care o aveți cu părinții sau cu persoanele care au avut o influență puternică în creșterea și dezvoltarea voastră, dar și în zona contextelor sociale din care faceți parte. Fie că vorbim de anturaj, fie că vorbim de grupul vostru de prieteni, gașca voastră, fie că vorbim de colegii de la locul de muncă sau de anumite persoane cu care interacționați din punct de vedere al hobby-urilor sau al pasiunilor pe care le aveți. Cert este că toate aceste segmente vor fi influențate direct de luna plină, pe final de lună septembrie, și este bine să fiți cu băgare de seamă pentru că, atenție, pot exista anumite finaluri bruște, pot exista anumite transformări surprinzătoare. Fie veți renunța la o relație, se poate produce o ruptură, o despărțire, o separare. Fie se poate produce o pauză acolo unde este cazul. Putem vorbi chiar de un posibil divorț. În alte cazuri poate fi vorba de întreruperea unor prietenii sau a selectării mai atente a contextelor sociale din care faceți parte. Poate că vă veți pune un filtru ceva mai atent în legătură cu persoanele pe care le aveți în jurul vostru și cu care interacționați. Veți deveni ceva mai conștienți de influența lor și vă veți da seama că în faza aceasta a vieții în care vă aflați, aceștia nu mai reprezintă un factor pozitiv.
Și atunci, posibil să renunțați la compromisuri, să renunțați la ideea de imagine, de etichetă, de... Știți, ideea aceasta de a ține niște relații doar de dragul de a le ține. Fie sunt relații poate din copilărie, dar care în prezent nu mai funcționează, nu vă mai aduc nimic bun și nici voi nu mai aduceți nimic bun în viața celorlalte persoane. Și acum a venit momentul să triați cumva oamenii din jurul vostru, fără regrete, fără resentimente, ci pur și simplu cu înțelepciunea faptului că fiecare relație are o anumită durabilitate, are o anumită perioadă în care ea se desfășoară. Așa că important este să tratați lucrurile cu blândețe și să fiți cât mai conștienți de nevoile pe care voi le aveți, fără să vă mai frustrați sau fără să vă mai învinovățiți în cazul în care v-ați dat seama că a venit momentul să încheiați anumite relații importante din viața voastră, fie că sunt ele de ordin sentimental, fie că sunt sociale, ele trebuie cumva încheiate. Nu o faceți într-un mod agresiv, nu o faceți într-un mod incisiv și impulsiv, încercați pe cât posibil să vă comportați în niște termeni cât mai civilizați și mai să lăsați loc de bună ziua. Deci un final de lună foarte intens pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Berbec. Pot exista anumite conflicte cu copiii voștri, pot exista anumite predispoziții, da? În această zonă, care să creeze anumite tensiuni din punct de vedere relațional. Dar de voi depinde cum gestionați aceste conflicte. Important este că știți că există această predispoziție și vă puteți pregăti din timp astfel încât să așezați lucrurile în beneficiul vostru și al celor din jurul vostru. Bun, dragii mei, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Berbec în luna septembrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câte un mesaj de la cărțile Oracol. De această dată am decis să folosesc pachetul cu răspunsuri de la îngeri, da? Asta pentru că vă invit să vă puneți o întrebare specifică pentru luna septembrie, adică ceva ce are legătură cu parcursul vostru din luna septembrie și doriți cumva să beneficiați de o ghidare în plus, iar eu am să încerc să vă răspund la această întrebare cu acest pachet de cărți. Haideți să vedem. Dacă încă nu v-ați pus întrebarea, puteți pune videoul pe pauză și apoi să-l reporniți. Haideți să vedem ce răspuns au îngerii pentru întrebarea voastră din luna septembrie. Ok, și a ieșit un răspuns. Dragii mei, răspunsul este nu. Nu știu care sunt întrebările voastre, dar răspunsul acestora este nu. Haideți să mai cerem un răspuns de clarificare. Să vedem dacă aceștia nu mai pot. Da, ok. Wow, dragilor, a ieșit de două ori. Ia uitați. Ia uitați-mă. De două ori avem cardurile cu nu. Și cel de-al treilea care a ieșit vă spune că sunteți pregătiți. Indiferent despre ce este vorba, da, chiar dacă vorbim, așa cum v-am spus și în partea de astrologie, de o anumită ruptură, de o anumită separare, de o anumită despărțire, ei bine, sunteți pregătiți, dragii mei, și probabil că a venit momentul să nu mai ezitați, da? Să nu vă mai tot perpeliți de pe parte pe alta cu această decizie și pur și simplu să mergeți mai departe. Deci, îngerii au fost foarte vehemenți și, practic, au dat răspunsul de două ori, răspunsul nu. Dragilor, sper din suflet ca aceste informații să vă fie de folos și să vă călăuzească pe durata lunii septembrie. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc din inimă și, bineînțeles, vă invit să mă ajutați cu apreciere și o distribuire a acestui video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna septembrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare! Pa, pa!